Bună seara, dragi prieteni! Bună seara tuturor! Astăzi avem un invitat special și m-am tot gândit eu cum să prezint acest invitat, având în vedere atâtea activități, atâtea muncă, atâtea date biografice. Și m-am gândit așa la o frază, într-o frază. M-am gândit la acest invitat al meu, este un om care iubește viața. Bine ați venit, doamnă Corina Martin, la interviurile în pandemie cu Matei Schinte. Bună seara, domnule Matei Schinte. Cu mare drag, cu mare drag la invitația dumneavoastră, e o bucurie pentru mine și sunt onorată. Vă mulțumesc foarte mult, eu personal, dar și numele prietenilor noștri care ne vizionează acum pe întreg mapamondul. Mă bucur mult. Da. Doamna Corina este un om. Avem mulți prieteni, avem mulți prieteni. Avem. Și noi suntem prieteni pe Facebook. Trăiască Facebook-ul și să ținem aproape. Vreau să spun că doamna Corina este un om care face fapte mărețe din pasiune. Este un om care conduce o federație din domeniul turismului, o federație care se numește de fapt FAPT. Ce ne puteți spune despre federația dumneavoastră? Așa este, Federația FAPT se ocupă cu fapte pentru turismul românesc. Atenție, noi reprezentăm de fapt toate destinațiile de vacanță din România și promovăm destinațiile de vacanță din România, turism românesc, altfel spus. Eu am o istorie mai lungă, de fapt, care începe undeva în 2006, atunci când am devenit președinte al ANAT Sud-Est. ANAT este patronatul agențiilor de turism, deci atenție, acolo vorbim numai de agenții de turism. Și după două mandate ca președinte al regiunii Sud-Est, colegii mei din cele cinci județe care formează regiunea Sud-Est au spus: nu se poate, trebuie să candidez la nivel național la ANAT, la București. Ok, s-a întâmplat asta, am câștigat din prima, să spunem așa, și au urmat 2 ani ca președinte al patronatului agențiilor de turism din România. De această dată, deci nu de la Constanța doar, ci în general în România. Apoi, sigur, încă un mandat și în acest al doilea mandat am înființat la Constanța o asociație de promovare a turismului pentru litoral. În momentul acela era un moment mai trist, să spunem așa, în istoria litoralului românesc, pentru că în acel an Ministerul Mediului lua plajele din administrarea hotelierilor la acel moment, le aducea la București, practic, printr-o decizie luată, atenție, în timpul sezonului estival și, practic, decidea Ministerul Mediului să scoată la licitație în suprafețe foarte mari plajele românești. Asta înseamnă că, repet, în timpul sezonului, cu turiști practic pe plajă, cu contracte semnate cu tur operatori germani, cu tur operatori români, plajele de fapt au intrat în licitații care au făcut ca ele să ajungă la administrarea unor firme care nu aveau nicio legătură cu turismul. Este anul în care eu am spus: peste noi se poate trece foarte ușor la Constanța, cu orice decizie de la București, de la un minister care nu are nicio legătură directă cu turismul, pentru că nu suntem uniți. Și am creat această asociație de promovare și dezvoltare a turismului litoral, ulterior Litoral Delta Dunării. Timp de 10 ani, de 5 mandate am condus și această asociație, dar noutatea a fost că această asociație era parteneriat public-privat. Deci am adus la aceeași masă toate primăriile de pe litoral și apoi din Tulcea, Consiliul Județean Constanța, Consiliul Județean Tulcea, hotelierii, ANAT-ul pe care, așa cum v-am povestit, îl conduceam la nivel național și am considerat din acel moment că dezvoltarea unei destinații turistice din România, fie ea Bucovina, fie ea, nu știu, Transilvania, Maramureșul, Oltenia, litoralul, da, și Delta Dunării, trebuie să se facă local, dezvoltarea și promovarea, deci local, pentru că nimeni nu poate să știe la București sau un minister ce are de promovat mai bun Sibiul, ce are de promovat Covasna, mai bine, cu ce trebuie să ne promovăm și ce reprezintă de fapt Covasna sau litoralul sau Bucovina. Și atunci, practic, am creat apoi un model. Aceste asociații au fost replicate în alte județe din România. Trebuie să spun că nu am avut așa o idee peste noapte, ci modelul l-am luat de la prima asociație de acest gen, care a fost cea din Bucovina, înființată, atenție, cu banii guvernului german. Deci,
atunci s-a considerat că germanii ne explicau că așa trebuie să se promoveze o destinație turistică. De altfel, în Germania există o organizare pe landuri și așa se face practic dezvoltarea turismului local și o organizație mare a turismului la nivelul național al Germaniei. Ei, noi am creat apoi o federație, am avut această idee în 2008 de a uni toate aceste asociații și de a dezvolta alte asociații chiar și la Covasna, pentru că am auzit că sunteți, da, locuiți la Covasna și există acolo asociație și este membră în federația noastră, pentru că noi am luptat apoi ca modelul pe care eu l-am organizat la Constanța să se dezvolte și în alte județe turistice. Deci, am călătorit în România cu îndemnul ca în jurul unui Consiliu Județean, Consiliul Județean având banii de administrare a unui județ, inclusiv pentru dezvoltarea turismului. Dar un președinte de Consiliu Județean nu este specialist în turism, să recunoaștem. Da? Nici nu, eu cel puțin, acesta este crezul meu, nici nu doresc și nici nu este cazul și nici nu este nevoie ca o primărie sau un Consiliu Județean să se priceapă la turism și să facă asta de sine stătător. Și atunci, ideea aceasta a mea este de a coagula, repet, operatorii privați, hotelieri, pensiuni, restaurante, muzee, chiar Camera de Comerț Locală a județului respectiv, alături de operatorii din sectorul public. Deci, Consiliul Județean, primăriile din acel județ, eventual aeroport, dacă el există, astfel încât împreună să stabilim ce ne definește pe noi pe litoral, unde ne propunem să ajungem în următorii 10, 15, 20 de ani, cum trebuie să ajungem acolo, apoi ar trebui ca toate regiunile turistice, toate aceste asociații, federația noastră, repet, le reunește între timp pe toate acestea, să mergem la București și să spunem, ne trebuie o strategie la nivel național. Ceea ce a hotărât Covasna că trebuie să promoveze, împreună cu ceea ce hotărăște litoralul și, sigur, armonizăm între timp între noi aceste interese, împreună cu ceea ce hotărăște Transilvania sau, nu știu, da, Banatul sau, da, acestea trebuie puse de fapt într-o strategie la nivel național. Ori această federație, Federația FAP, repet, practic reunește destinațiile din România. Noi ne-am propus să ne armonizăm între noi, să nu mai mergem la târgurile de turism externe în lume, să spunem la Tel Aviv sau la Londra sau, nu știu, la Paris, și în standul mare al României să vedem modele de promovare diferite, să nu fim practic armonizați și coerenți, pentru că până la urmă cu toții transmitem mesajul România destinație turistică, dar când intrăm în România destinație turistică trebuie să știm de ce am alege Covasna, de ce am alege Brașovul sau de ce alegem litoralul românesc. Vreau să vă felicit sincer pentru că am urmărit de-a lungul timpului această activitate și ați făcut lucruri care a fost o muncă de Sisif. Pentru că nu e ușor să aduni oamenii, să îți dai energia dumneavoastră, ați făcut-o din pasiune. Și aveți rezultate remarcabile. Asta nu o spun eu, cine nu mă crede, să intre pe internet și va vedea aceste rezultate. După 25 de ani ați adus niște operatori aero la dumneavoastră. După 25 de ani de la Revoluție, nu? Așa este. Este uluitor că au trecut 25 de ani până dumneavoastră. Da, da. Pot să vorbesc despre acest lucru. Este una din izbânzile cele mai mari cu care mă mândresc la conducerea Asociației Litoral, pe care spuneam că am înființat-o și am condus-o, pentru că pe litoralul românesc nu mai ateriza niciun charter de foarte mulți ani. Ne pierdusem în timp charterele cu turiștii germani. Germanii, atenție, au plecat exact în anul despre care vorbeam la începutul emisiunii noastre, în acel nefericit an în care am rămas fără plaje. Ori, în semn de protest, turoperatorul numărul 1 din Europa, și anume TUI, s-a retras acum din România, nu a revenit încă nici până acum, dar mă întorc acum, deci nu mai zbura practic nici măcar compania națională, Tarom, la Constanța, și pentru că nu zbura nici măcar compania națională, nici alte companii aeriene nu mai zburau. Da. Deci noi, practic, în 2006-2007 aproape, când am înființat Asociația Litoral, am cooptat imediat aeroportul Constanța în echipa noastră, pentru că nu mai aveam, atenție, niciun zbor. Erau anii în care litoralul bulgăresc s-a dezvoltat progresiv și consolidat pe banii germanilor, pe un plan adus de Banca Națională a Germaniei împreună cu marile agenții turoperatorii mari din Germania, un plan pe care România inițial l-a refuzat,
pentru că la noi era privatizarea hotelurilor și a stațiunilor făcută bucată cu bucată. Hotelul aparținea cuiva, așa a fost câștigat la licitație, restaurantul altcuiva, cofetăria sau barul de noapte altei societăți. Și operatorii germani nu au putut să stea de vorbă cu o delegație, să spunem, de 5 persoane, de 10 persoane care să însemne o stațiune întreagă sau litoralul românesc. Au făcut asta din plin în Bulgaria și modelul lor și planul lor sigur a dat succes acolo. Ei, în timp ce aeroportul Varna a ajuns la 2 milioane de pasageri pe an, noi am pierdut toate zborurile. Este motivul pentru care ne-am străduit ca întâi să aducem zboruri la Constanța și după 26 de ani, așa cum foarte bine ați spus, am relegat, am reconectat litoralul românesc cu orașe mari din România. Imaginați-vă că turiștii români din Timișoara, de la Iași, de la Cluj, de la Oradea nu puteau ajunge pe litoral decât traversând România cu mașina, un drum extrem de greu, știm foarte bine. Și atunci era mult mai ușor să urce într-un zbor charter de la Timișoara sau de la Iași sau de la Oradea, cum spuneam, și să ajungă în Grecia, în Bulgaria sau în Turcia. Ei, acum, practic, am refăcut aceste conexiuni, a fost extrem de greu, 26 de ani, repet, nu am putut convinge, statul nu a putut convinge, practic, nici măcar operatorul aerian național să facă acest lucru. Forța aceasta, motorul public-privat pe care l-am creat, faptul că ne-am creat inclusiv buget pentru asta, pentru că, atenție, noi ca o asociație nu aveam bani decât cotizațiile membrilor noștri. Câte primării are litoralul, câte consilii județene, da, unul la Constanța, unul la Tulcea, patronatul ANAT agențiile, asociațiile hoteliere, dar cotizațiile nu ne ajungeau pentru asta. Și am înființat o taxă de promovare a turismului istorică în România, este acum un model preluat și de alte orașe, la Oradea, de exemplu, la București va funcționa foarte curând, la Sinaia. Și această taxă, practic, se colectează numai de la operatorii de turism. Am reușit să implementăm acest model la Mamaia și este un proiect de asemenea cu care mă mândresc foarte mult, pentru că deși inițial poate că hotelierii sau unele restaurante din Mamaia au spus de ce să mai plătim încă o taxă, modelul pe care l-am implementat a fost acela că noi toți cei care avem da, un business în Mamaia, fie că suntem un hotel, o agenție de turism, un restaurant, un club de noapte, un magazin, o farmacie, aquapark sau nu știu, alte centre de atracție, contribuim cu această taxă pe care o stabilim și am stabilit-o, desigur, și se plătește de atunci. Banii sunt colectați de primărie pentru că este o taxă publică și noi nu putem ca asociație să o colectăm. Nu am putea să stăm să convingem pe fiecare operator privat să ne plătească o taxă ca să aducem avioane la Constanța, ca să avem turiști cu toții. Ori această taxă s-a colectat de către primărie în fiecare an de atunci și era virată asociației noastre. Deci, practic, privații au ajuns să cheltuiască o taxă publică, un model unic în România, verificat ulterior și de Curtea de Conturi. Deci, practic, știm că este viabil și legal ceea ce am făcut. Așa am reușit să ne strângem bani pentru filmul oficial de promovare a stațiunii Mamaia. Nu aveam niciun fel de film de promovare a destinației, nu aveam nicio broșură, nici măcar în română, dacă vă puteți imagina, nici pentru Mamaia, nici Constanța, nici Eforie, nici Saturn, nici orice altceva. Și noi am realizat în 10 limbi de circulație internațională aceste filme, broșuri. Am început să participăm la târgurile externe de turism cu show-urile proprii, prezentându-ne practic imaginea proprie a litoralului românesc, Mamaia sau Delta Dunării, și atunci am început să câștigăm turiști. Așa, practic, am deblocat 20 și ceva de ani în care, repet, din inerție și din nepăsarea, pot să spun, a statului față de un domeniu pe care eu, dar nu numai eu, ci tot turismul românesc îl considerăm prioritar, da? Din nepăsare, repet, era prioritar turismul și, din păcate, este și acum de multe ori doar pe hârtie și doar în campaniile electorale. Da, mi-ați răspuns la multe din întrebările puse pe foaie aici, vedeți, eu sunt pregătit cu notițe. Și vreau să vă spun că am apreciat filmul, l-am văzut recent, e vorba de Mamaia New Official Movie, făcut în 2017. Pomenesc asta pentru cei care doresc să vadă. Știți? Acum, după interviu, fiecare va fi curios să vadă niște link-uri și pe acest canal de YouTube vom pune link-urile dumneavoastră de promovare. Vreau să mai precizez pentru prietenii noștri că dumneavoastră sunteți și, să spunem, antreprenori și aveți
o agenție de turism, binecunoscută agenție Mistral Turism. Așa de este. Ce ani este înființată agenția dumneavoastră? Agenția noastră are 23 de ani, a trecut de majorat, suntem deja la o vârstă frumoasă, 23 de ani, mai exact 29, de fapt 30 de ani împlinesc în acest an de activitate neîntreruptă în agenții de turism. Inițial am fost directorul Nouvelle Frontières Simpa Turism. Simpa Turism, trebuie să vă spun că a fost prima agenție de turism privată din România. Am învățat școală, practic, da, la șeful meu, proprietarul agenției, Cornel Găină. La un an deja după ce am intrat în această agenție, mi s-a oferit postul de director al filialei Constanța. Am acceptat acest post. În acel an deja Simpa Turism a fuzionat cu cea mai mare agenție de turism din Franța, Nouvelle Frontières, și timp de 7 ani, am primii mei 7 ani de fapt, da, cei de școală, să spunem așa, în lumea reală acestui business, au însemnat deci conducerea agenției Nouvelle Frontières Simpa Turism Constanța, prima între rezultatele tuturor filialelor. Noi eram întotdeauna cei mai buni și sigur că uneori colegii noștri din țară ne mai și invidiau. După 7 ani însă am înființat propria mea agenție, Mistral Tours, deci 23 de ani de Mistral în Constanța, și la Medgidia și la Chișinău între timp, și un brand de încredere pentru piața agenților de turism din România. Vă urez la și mai mulți ani. La și mai mulți. Pentru că faceți un mare bine turiștilor români, pentru că ați și ales niște destinații, să spunem, mai inedite, deși ar fi trebuit să fie destinații principale. Mă refer la destinațiile spre zona de est a Europei, spre Asia. Mă refer la Sankt Petersburg, pe care o îndrăgesc foarte mult. Am văzut că ați avut multe ieșiri acolo și dacă puteți să ne spuneți despre această destinație, pentru că ați făcut niște lucruri deosebite. O experiență foarte interesantă pentru mine, întâlnirea cu Sankt Petersburg și cu Rusia în general. Așa trebuie să spun că am călătorit foarte mult în această lume. Evident, sunt un om de turism. Am avut această binecuvântare, să spun, de la Dumnezeu, să pot să văd foarte multe locuri în viață, pe multe dintre ele de mai multe ori. Nu fusese niciodată însă în Rusia. Și într-un anumit an, câțiva ani în urmă, puțini ani în urmă, la televizor, la știri, într-o seară, la una din televiziunile foarte urmărite în România, nu? Am văzut o știre, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a interzis de mâine, așa suna știrea, plecările în vacanță ale rușilor către Turcia. A fost acolo un incident cu un avion care a survolat spațiul aerian al Rusiei și, din ceea ce ne amintim, decizia președintelui rus a fost una extrem de severă. Eu m-am gândit ca om de turism, ca profesionist. Ce-ar fi ca eu să fi avut agenție de turism acum în Rusia? Acum e noiembrie, am plătit sigur avansuri către hotelierii din Turcia și către companiile aeriene ca să vindem rușilor vacanțe pentru vara viitoare în Turcia și eu acum pierd acești bani. Am gândit ca antreprenor. Oare ce se întâmplă acum în Rusia? Pentru că știm foarte bine, rușii sunt peste tot în foarte multe destinații, evident și în Turcia. Deci litoralul turcesc se baza într-o proporție serioasă, solidă, pe piața rușilor. În acel moment, repet, am gândit inițial ca antreprenor și apoi imediat ca președinte al Federației FAPT. Și am spus așa, dacă de mâine rușii nu mai pot, nu mai au voie să meargă în Turcia, de ce nu și în România? De ce n-ar merge și în România? Are. Numai că România nici măcar nu mai participa de câțiva ani la târgul de turism de la Moscova. Deci, practic, România nu se mai promova turistic în Rusia. Nu mai vreau să intrăm în subiectul pe care l-am abordat, și anume că România nu are niciodată suficienți bani pentru promovare externă și acesta este motivul pentru care avem foarte puțin turiști străini în România. Dar în acel moment am văzut oportunitatea. Și imediat, a doua zi, am dat un comunicat de presă în care am cerut Autorității Naționale pentru Turism a României, nu avea minister pe acea vreme, noi de-a lungul anilor ba avem Ministerul Turismului, ba suntem a cincea sau a patra roată, să spun, la căruță, la alt minister, sau am avut în perioade foarte scurte Minister al Turismului, dar
cel mai adesea, repet, am fost fie autoritate națională și atât pentru turism. Și atunci am cerut Autorității Naționale pentru Turism să reacționeze imediat. România, am spus atunci, trebuie să se promoveze acum în Rusia. Este o ocazie extraordinară pentru România să se prezinte, să se promoveze și să vină să-și prezinte de fapt oferta. Suntem aici, iată ce putem oferi pentru turiștii ruși, pentru că mi-a așa de mâine nu vor mai putea pleca în Turcia. N-a fost bineînțeles din primul mesaj, da? N-a fost bineînțeleasă intenția mea. Din păcate, la conducerea de atunci a Autorității Naționale pentru Turism s-a considerat că nu trebuie ca o federație, deci privații, să facă o asemenea propunere și poate nici nu ne trebuie. Și atunci n-a existat nicio reacție în prima fază. Asta nu ne-a descurajat. Presa însă a tratat foarte atent solicitarea pe care am făcut-o și asta m-a făcut să practic să răspund invitației unor tur operatori din Rusia. Ne-au invitat acolo pentru discuții. Am luat practic o delegație întreagă de hotelieri cu mine. Am luat alături de mine și conducerea aeroportului Constanța și am spus ok, mergem. Pentru prima dată, atenție, Asociația Litoral mergea în Rusia. Am avut și un noroc, un constanțean de-al nostru, un tânăr care a făcut studiile la Sankt Petersburg, s-a căsătorit acolo cu o colegă de facultate rusoaică, a rămas în Rusia și practic el era un tânăr care intrase pe ușa agenției mele cu câțiva ani înainte. Mi-a spus: doamna Martin, eu sunt un student la Sankt Petersburg, mama mea lucrează aici la consulatul Rusiei și a fost ghid pentru ruși pe vremurile vechi și eu nu înțeleg de ce nu putem aduce ruși în România pe litoral. Eu aș vrea să-mi fac o agenție de turism și aș vrea să mă învățați cum să fac asta în Rusia. Eu am această tendință, să spunem așa, nativ, desigur, de a discuta cu toată lumea, cu foarte mulți oameni care mi se adresează de altfel, pentru că știu că eu sunt foarte naturală și am un dialog foarte simplu și natural cu toată lumea și evident că am stat de vorbă cu acest tânăr, deși aveam cu totul alte lucruri de făcut atunci, am explicat ce ar însemna o agenție de turism. M-am gândit că poate n-am să-l mai văd vreodată. Cu toate acestea, exact în momentul despre care vă spun, câțiva ani, deci mai târziu, acest tânăr, văzând pe Facebook reacția mea și dorința mea de a discuta cu omologii noștri din Rusia, cu agenții mari de turism, cărora să le spunem, România are ceva de prezentat, da? Avem litoralul pentru toți, de ce n-am putea să facem un program cu prețuri la fel de mici ca și pentru români? Pentru ruși, litoralul pentru ruși. Și apoi să prezentăm de fapt toate aceste regiuni. Federația noastră, de fapt, a tuturor asociațiilor de promovare, a făcut această inițiativă. Am fost în Rusia. Între timp, Autoritatea noastră pentru turism a considerat că am făcut noi un pas și atunci au venit și ei imediat, încercând să se facă un pas paralel, nu unul comun, din păcate. Noi am avut rezultate la demersul nostru. Am avut întâlniri cu Anatul Rusiei, deci cu tur operatorii ruși. Am fost întrebați ce oferă România, pentru că România nu are broșuri în limba rusă de promovare. România nu merge la târgurile de turism din Rusia. România nu s-a promovat în ultimii 20 de ani. Și am spus ok, dacă alți colegi și ministerul de fapt nu a făcut asta înaintea noastră, foarte rău, dar noi am venit aici să facem treabă. Așa a început demersul nostru. Am descoperit Rusia în acea vizită cu sprijinul lui Andrei Bălcovan, despre care vorbeam, tânărul nostru student. La sosirea la Sankt Petersburg, el ne-a oficiat chiar o întâlnire la nivelul cel mai înalt cu, practic, viceguvernatorul local, cel care conduce acolo, în guvernul local Sankt Petersburg, așa se numește, exact departamentul de relații externe. O întreagă delegație, practic, prezentă acolo la acest guvern local, delegație cu care noi ne-am prezentat alături de consulul României la Sankt Petersburg, căruia îi mulțumesc în continuare pentru că ne-a sprijinit în acel demers. Așa a început colaborarea noastră. Deja la a doua vizită vreau să vă spun că am venit cu o delegație și mai numeroasă de hotelieri din Delta, de pe litoral, colegi din restul țării, colegi din federația noastră care promovau, da, de acum chiar ei destinațiile lor. Și am convins ministerul, între timp aveam minister, am convins practic ministerul nostru să participe din nou la târgul de turism de la Moscova, ba chiar și la târgul de la Sankt Petersburg. S-a întâmplat și acest lucru. Așa a început practic această poveste. Am adus de atunci și prima delegație, tot federația noastră, desigur.
prima delegație de tur operatori din Sankt Petersburg, agenții de turism care nu văzuseră niciodată România, care nu știau ce are România de prezentat și care, după ce au vizitat ceea ce noi le-am pregătit, 5 zile și 5 nopți pe litoralul românesc, numai în hoteluri de 5 stele și în delta Dunării, au spus în conferința de presă de final: wow, niciodată n-am știut că România are atât de mult de oferit. Unde ați fost până acum? Asta se întâmpla acum 2 ani, a fost această vizită a turoperatorilor, repet, organizată numai de către noi, deci partea privată, încă o dată, din turismul românesc. Nu pot să spun că am avut mare sprijin sau un sprijin consistent din partea instituțiilor publice, dar noi ne-am organizat foarte bine și hotelierii pe care am selectat, locațiile pe care le-am vizitat, atât în delta cât și pe litoral. Tot ce am avut mai bun de prezentat a fost convingător. Așa au început practic și primele sosiri de turiști ruși pe litoral, dar nu numai pe litoral, chiar în Transilvania, chiar acasă la Dracula, la Castelul Bran, chiar și în Covasna, pe Valea Prahovei. Deci am dezvoltat această colaborare. Evident că în cele două vizite pe care le-am făcut în Rusia am spus: dacă eu sunt fascinată acum, eu care sunt un om care a umblat destul prin lume și am descoperit ceva despre care chiar nu știam, dar care m-a cucerit, da? Cultura Rusiei, istoria Rusiei, da? Tot ce are Rusia adevărată de oferit, despre care însă românii știu foarte puțin. De ce nu aș organiza chiar eu, m-am gândit, la agenția mea și chiar a fost primul nostru program de outgoing, primul program practic circuit extern și nu cu orice destinație, așa cum bine ați spus. Și am început să organizăm aceste excursii Moscova cu Sankt Petersburg și o noapte la Istanbul, pentru că noi plecăm cu compania națională a Turciei de pe aeroportul Constanța, astfel încât practic avem trei destinații într-una singură, sigur preponderent Rusia, și vreau să vă spun că este o excursie cu care avem foarte mare succes. Am fost convingător după fiecare nouă plecare și oamenii văd pe Facebook, aud în presă ceea ce facem și li se pare că este o propunere tentantă și lasă Londra, Milano, Parisul, Viena, da, și aleg această parte a lumii și se întorc de acolo fascinați, pentru că o călătorie în Rusia cu adevărat este, da, o adevărată aventură de cunoaștere. Adevărat, și nu întâmplător am pus întrebarea, pentru că de foarte mulți ani m-am tot gândit eu, oare noi de ce nu mergem spre Rusia? Rusia este o piață fantastică. Atâtea țări se îmbogățesc cu turiștii ruși. Noi ne-am îmbogățit poate și cu bani, dar și cu un schimb de experiență fantastic. Eu sunt pro-occidental, dar Rusia are ce să ofere. Dacă am un catalog acum cu Sankt Petersburg și știu anumite filmări, părintele meu duhovnic Nil de la Mănăstirea Mărcuș a fost în pelerinaj la Sankt Petersburg și la alte mănăstiri, și Kievul și așa mai departe. Deci o zonă uluitoare. Cultură, ce să spun, mănăstiri, pentru că dumneavoastră sunteți o persoană religioasă. Da. Văd că aveți și icoane acolo, da, în casa dumneavoastră, și aș vrea să vă felicit pentru că întotdeauna ați fost alături de aceste însemne creștinești. Niciodată nu v-am văzut să vă feriți sau ceva. Și văd acolo în imagine, poate prietenii noștri nu văd pentru că s-a strâns imaginea în video, în înregistrare, dar aveți pe Sfântul Efrem cel Nou, pe Maica Domnului cu pruncul, iconițe extraordinare. De cât timp îl aveți pe Sfântul Efrem ocrotitor? Să știți că l-am descoperit doar în noiembrie 2017, printr-o emisiune pe care o urmăream, aș spune mai mult că o auzeam prin casă, dar făcând anumite lucruri în casă, și televizorul mergea, mi-a atras atenția acest nume pentru că nu l-auzisem niciodată. Și în acel moment era o emisiune în care era un preot invitat și am reținut o frază: fiecare om ajunge la un moment dat, dacă este credincios, să descopere, îi se arată sau descoperă pur și simplu cine este Sfântul său ocrotitor. Eu nu am știut până atunci și nu m-am gândit până atunci că am un anumit sfânt pe care trebuie să-l consider acela protector al meu.
Și discuția a mers până la acest sfânt Efrem cel Nou, de care eu nu auzisem până atunci niciodată. Am reținut acea idee că trebuie să am un sfânt, dar ceea ce a urmat, povestea acestui sfânt Efrem cel Nou și cum este el grabnic ajutător, Sfântul Fulger denumit, adică îndeplinește foarte repede o mare dorință a cuiva care crede, desigur, și se roagă. Și am fost curioasă, să spun așa, am căutat în acea seară pe internet, am aflat câte ceva, povestea s-a oprit aici. Peste numai două săptămâni, o prietenă foarte bună, la care am fost undeva în afara Constanței, la un hotel, pentru a discuta câteva lucruri despre o acțiune turistică pe care noi o aveam, îmi spune, tocmai m-am întors acum de la o slujbă, e o slujbă specifică, cea de masă. Și am spus, de unde? De la Sfântul Efrem. Este, pentru mine a fost o descoperire extraordinară să aflu că sfântul despre care auzisem la televizor cu câteva zile înainte are o mănăstire la noi în județul Constanța. Și asta nu e tot. Și am întrebat, avem noi o asemenea mănăstire Sfântul Efrem? Eu am pus atâtea mănăstiri în județul Constanța, merg des, dar niciodată n-am știut de această mănăstire. Și acea prietenă îmi spune, cum, dar este la Gura Dobrogei. Aici o să vă surprind, pentru că Gura Dobrogei este satul copilăriei mele. Extraordinar. Este satul bunicilor mei. Toate vacanțele mele de copil le făceam la această Gura Dobrogei. Într-o emisiune am spus mai târziu că aveam să devin eu însă o Gura Dobrogei mai târziu, promovând Dobrogea. Tatăl meu era de acolo, bunicii, deci paterni, care mă iubeau foarte mult, Matei și Constantina, nimic nu e întâmplător. Bunicii mei, deci, locuiau în acest sat, acolo mergeam în toate vacanțele de vară. Și am rămas extrem de surprinsă să aflu acest lucru. Mi-am dorit imediat să merg la această mănăstire și peste nici două zile, din nou, întâmplare neîntâmplătoare, o altă cunoștință de-a mea mergea duminică la slujbă. Și am întrebat-o, unde te duci? Parcă aș veni și eu duminica asta la biserică, vin cu tine. Păi mă duc la mănăstire, la Sfântul Efrem. Deci, practic, eu cred că Sfântul Efrem m-a chemat, pentru că, practic, într-o singură lună, mai puțin de o lună, m-am întâlnit virtual cu acest sfânt de trei ori și am înțeles. În acea duminică am și plecat, de altfel m-am urcat în mașină, am plecat, am luat-o pe prietena de care vă spun că mergea în acea duminică acolo și așa am ajuns eu la Sfântul Efrem. M-a cucerit, practic, tot ce am descoperit acolo. Este și o mănăstire mică, foarte frumoasă, într-un loc în care ajungi destul de greu. Sunt 3 km de piatră, practic, în care nu e ușor să ajungi cu mașina. De aceea mi-am și pus în gând și am ajuns la primarul de acolo. Și prima mea misiune pe care am luat-o a fost să conving primăria de acolo să facem drumul, cei 3 km, pentru că toată lumea se chinuie să ajungă acolo. Am o relație foarte bună cu Maica Stareță, care de asemenea are o poveste fascinantă despre această mănăstire, cum a ales locul acesta și cum a apărut locul acesta pentru mănăstire. Dânsa, având cu totul alt parcurs în viață, dar practic i s-a arătat, să spunem așa, această misiune. Și cu părintele de acolo o relație foarte frumoasă, foarte specială. Și de atunci acest sfânt este protectorul meu, grabnic ajutător. Cred în el pentru că în momentul în care am ajuns prima oară mi-am pus o dorință pe care nu o împlineam, nu reușeam să o împlinesc până atunci. Și foarte rapid această dorință într-adevăr s-a îndeplinit. Vă mulțumesc, să știți că m-ați emoționat, pentru că și noi avem o relație specială cu acest mare sfânt. Fiind iconari, pictăm des sfinți, dar acest sfânt s-a impus așa ca o rachetă, ca să zic, în viața multor oameni. Și am observat de-a lungul timpului, pentru că anul acesta împlinim 20 de ani de iconografie, că sunt anumite. Română, mulțumesc, da, domnul, la toată lumea. Numai bine și sănătate, vă spun ceva. Sunt perioade în care în anumiți vinți sunt ceruți. Da. Mă refer la creștini. Da. Și ne sună, dorim cu Sfântul Gheorghe. Da. Bine. O lună Sfântul Gheorghe, după aceea Sfânta Cutar. Dar când e nevoie de Sfântul Efrem, vine la rând din toate colțurile țării și chiar din lume. Pentru că avem în diaspora foarte mulți români. Ne pictăm și pentru străini, dar cei mai mulți clienți ai noștri sunt români din diaspora.
Acum, pentru că e perioada asta mai deosebită, mi se cere Sfântul Luca al Crimei, doctor și vindecător, la fel ca și Sfântul Efrem. Toți sfinții fac minuni și de vindecare și de ocrotire. Să știți că oamenii care au icoane în casă, și știți, sunt ocrotiți de Dumnezeu și de boli și de orice. Deci nu este o chestie, o poveste spusă de cineva cu un anumit interes. Chiar sunt. Eu am fost ajutat în nenumărate cazuri de acest sfânt. Și de aceea m-am bucurat când am văzut, pentru că am și un sfânt, cred că e sfânt, un nepot, un fiu care se numește Efrem, la Brașov. Da, și eu am de curând un nepoțel, nici nu am știut, practic, a fost botezat cu acest nume. M-a surprins extraordinar, nu suntem la apropiere, să spun așa, și n-am știut exact, dar am aflat cu surprindere că îl cheamă așa și că părinții lui cred în același sfânt și am zis că este extraordinară această veste. Iată, nimic nu este întâmplător. Să știți că am foarte multe icoane și la birou, aproape așa un fel de altar, să zicem, așa spun cei care vizitează biroul meu. Am multe icoane și în casă. În general, practic, port, da, și cu mine permanent, da, o iconiță mică despre care fiecare poate să creadă, da, că îl protejează, că este practic cu el sau cu ea. Și cred foarte mult, da, am o credință nestrămutată, nemărginită. Nu aș putea să spun că m-am apropiat atât de tare de credință de la începuturile vieții. A venit pe parcurs după o cumpănă foarte mare prin care am trecut și practic apropierea mea de Dumnezeu s-a întâmplat atunci, adică acum 8 ani. A venit încet, dar foarte, foarte puternic și de atunci și până acum nimic nu mă mai poate despărți de Dumnezeu. Da, să vă dea Dumnezeu în continuare aceleași trăiri, pentru că fără Dumnezeu chiar nu se poate. N-am pregătit o discuție pe această temă, dar văzând în spate icoana, n-aveam cum să nu-l salut pe Sfântul nostru ocrotitor. Da, foarte bucuroasă că l-ați văzut acolo și că sunteți de asemenea, da, un credincios al său, da. Și un așa al său. Da, eu cred foarte mult în acest lucru. Întotdeauna avem legătură cu Sfinții, că noi suntem obligați, sau cu ghilimele sau fără, să citim viața Sfântului pe care îl pictăm. Și atunci, da. Mai mult. Așa recomand tuturor să citiți, oameni buni, și viața Sfinților. Așa este, așa este. Așa lecturile, doamna Corina, lecturile care sunt cele mai importante. Părintele Arsenie Boca a fost întrebat de către un penitent: părinte, ce să fac în viața asta? Zice, citește Evanghelia, un capitol, două pe seară, și din viețile Sfinților. Da, după da, aceea, da, foarte bun sfatul. Vedeți, foarte bun. Da. Eu vreau să spun că mă bucur că România a început de câțiva ani buni să-și manifeste credința și public, pentru că prin anii 90, doamna Conina, când am fost pe litoral, nu se găseau icoane în magazine, în birouri, nu era nici obiceiul și nici tradiția, pe când într-un magazin patronat de o familie de musulmani era un verset, nu știu ce semnificație avea exact, în arabă. Și am întrebat: doamnă, ce înseamnă? Zice, un verset din Coran. Știți, da, că m-am bucurat că oamenii și-au manifestat într-un magazin de haine. Da. Eu n-am mai văzut până atunci. Și zic, doare creștinii noștri, de ce nu spun iconița la biroul? Eu știu, într-un magazin. Așa este, da. Să vedeți un lucru interesant. Acum, cu perioada asta grea, oamenii o să devină mai credincioși. Așa este și eu consider la fel, același lucru. Chiar care au fost așa în balanță sau ceva, nu credeau, acum devin credincioși. Pentru că semnele Domnului sunt, nu necazul, ci grija Lui față de noi ceilalți care credem și ne închinăm. Vreau să vorbim un pic despre perioada aceasta, pentru că așa este și tema interviurilor în pandemie. Vreau să vă întreb, pe dumneavoastră e clar că v-a afectat și ați fost primii loviți în turism. Cum a fost primele zile, prima săptămână când ați fost loviți de această pacoste, să-i spunem? A fost un șoc aproape, aș putea să spun.
În primele zile, sigur că nu am realizat cât de severe vor fi consecințele, nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Toți românii cred că da, nu și-au imaginat atât de ușor de la început ce va urma. Totul era necunoscut practic, nu am mai trecut prin așa ceva și acest sentiment că nu știm ce se întâmplă din oră în oră, din minut în minut, mâine, peste o săptămână, a fost practic devastator pentru mulți. Pot să spun că eu, nu știu încă să explic de ce, nu m-am speriat deloc. Nu știu de ce. Mă scuzați. Da? Aveți credință. Exact. Exact. Și vreau să vă spun, o să răspund întâi întrebării dumneavoastră, dar după aceea vreau să vă spun cum înțeleg eu ceea ce se întâmplă acum, la nivelul meu personal. Exact. Dar întâi să vă spun, a fost un șoc într-adevăr, pentru că acest lucru că trebuie ca toți oamenii să stea în casă anulează practic libertatea de mișcare a oricui. Nu mai putem vorbi de bilete de avion, nu mai putem vorbi de deplasări, de excursii, de vacanțe, nici măcar de deplasări în interes de afaceri sau în interes personal. Și asta face ca 12.000 de agenți de turism din România la această oră să stea de o lună practic online de acasă cu clienții pe care fie să-i aducă din țările în care se aflau la acel moment, pentru că erau clienții noștri și nu-i puteam lăsa oriunde erau, fie să verificăm fiecare zbor în fiecare zi care se anulează, care pică, să spunem așa, și atunci ne contactăm pasagerii, găsim alte soluții, dacă ele există, dacă granițele sunt închise, iată, nu avem decât soluția reprogramării. Toate vacanțele au trebuit să fie mutate, dar oamenii au trebuit să fie convinși, practic, să nu solicite banii pe care îi plătiseră deja pentru vacanță, pentru că acești bani sunt de mult plătiți mai departe către companii aeriene, către hoteluri din Turcia, din Grecia, din Spania, din Bulgaria sau din România. Și atunci nimeni nu are acești bani undeva într-un sertar. Și asta evident că practic face ca, repet, pe lângă alte industrii la care, dacă suntem trimiși acasă, închidem ușa, am plecat și practic rămânem cu toții în casă, cu familia, cu prietenii, mă rog, cu televizorul, cu știrile, cu Facebook, da? În schimb, la noi, în industria noastră, noi în fiecare zi nu doar că lucrăm pe zero, ci lucrăm pe minus, pentru că în fiecare zi am avea practic ceva de restituit, ceva de rambursat. Gândiți-vă că în fiecare zi din această lună care a trecut, noi am fi avut în fiecare zi o plecare undeva a unei familii, a unui client, un bilet de avion, o vacanță, o călătorie în diverse scopuri, repet. Și în fiecare zi noi facem aceste eforturi pentru a reruta și decala aceste vacanțe și pentru a găsi soluții pentru clienții și pasagerii noștri. Vă spuneam însă că dacă m-ați întrebat pe mine cum am perceput această criză, am avut încă de la început o liniște, liniștea s-a consolidat chiar. Nu a crescut în timp, știu eu, de fapt a crescut liniștea și n-a crescut neliniștea, asta vreau să spun, pentru că, sincer, am înțeles că ne este dat un răgaz extraordinar pentru curățire, pentru analiza proprie, da, a fiecăruia cu sine, pentru reîntâlnirea fiecăruia cu sine și cu ceea ce numim acasă. Acasă însemnând nu pereții, da, unui apartament sau unei case, ci acasă însemnând valorile noastre, da, de început, cele de la geneză. Mă gândeam înainte de foarte multe ori, Doamne, când o să am și eu 2 minute măcar cu mine, când o să am și eu timp să fac asta sau să fac cealaltă, să mă duc undeva, să închid telefonul, să nu mai știu de nimic și să pot să mă gândesc. Și îmi doream acest răgaz și permanent mă gândeam, Doamne, astăzi este luni, deja diseară e joi, a venit Paștele, ba nu, mâine dimineața este anul nou și nu aveam niciodată timp. Eram așa ca într-o turbină, da, care permanent se rotea și eu consideram că suntem forțați să alergăm permanent pentru că nu avem tihnă și nu avem răgaz. Și îmi doream acest răgaz și iată că ni s-a dat. Am reușit și fac în fiecare zi în continuare foarte multe lucruri pe care, așa cum spuneam, nu am avut timp să le fac. Înțeleg că mi s-a dat acest timp și mi s-a dat acest timp exact pentru a ne curăți în interior, în primul rând, în acasă acela nostru al fiecăruia. Cred că aveam mare nevoie de asta. Eu însă
percep această criză ca pe o binecuvântare și ca pe un răgaz, repet, care ni s-a dat. Totul vedeți că este oprit în loc, nu florile, nu animalele, nu pomii, nu natura, da? Soarele continuă să răsară și să apună, da? Marea este la locul ei, totul este la locul său. Oamenii însă sunt nevoiți, repet, să se întoarcă în izolare, între ghilimele. Izolare înseamnă întâlnirea cu sine, pentru mine asta înseamnă. Serios, și, exact. Eu, deși stau de vorbă zilnic aproape cu Dumnezeu, acum îi mulțumesc chiar și mai mult, așa cum mulțumeam și înainte și mulțumesc în fiecare zi pentru ceea ce mi se dă. Și primesc această lecție și acest răgaz și această binecuvântare, spuneam, cu bucurie, cu sufletul deschis. Știm că totul vine de la Dumnezeu, eu așa consider, și că Dumnezeu, marele arhitect al Universului, face toate aceste lucruri. Și repet, este și o lecție, este și ocazia în care să descoperim ce am greșit, ce am făcut greșit și trebuie să învățăm să facem altfel. Și să ne întoarcem, repet, către noi și către valorile noastre de acasă. Să ne ajute Dumnezeu ca după pandemie să fim mai buni și să nu uităm ce am învățat acum, pentru că natura umană, ați văzut cum este, în funcție de interese. Așa dar este. Dumneavoastră așa de bine ați punctat și uitați un om care a fost primul afectat. Da. Industria turismului a fost prima lovită din plin. Planeta e pusă pe pauză, haideți să profităm, acum suntem în plin post, suntem într-o perioadă, într-o săptămână a patimilor, practic. Așa este. Da? Dar pentru că suntem în această perioadă, toți suntem mai atașați de valorile acestea creștine. Așa și ceilalți care nu sunt, simt o liniște, pentru că am prieteni care sunt mai puțin credincioși sau unii chiar nu cred, dar cu toții avem. În săptămâna asta ei sunt mai liniștiți și un fel, mai țin și ei post, chiar dacă unii țin numai dietă, dar până la urmă Dumnezeu poate să socoată și această osteneală a lor ca un lucru bun. Ce vreau să vă întreb, știu că a trecut printr-o perioadă foarte grea la un moment dat, când a avut loc acel accident aviatic, fratele dumneavoastră s-a prăpădit atunci. Și mă iertați că îndrăznesc să vă întreb, ați reușit să treceți peste această perioadă, adică lucrurile s-au mai așezat? Pentru că am urmărit, vă spun sincer, am urmărit pe Facebook, că sunt un mare fan al paginii dumneavoastră de Facebook, am urmărit ce postați, printre care și acest tragic eveniment. Ce ne puteți spune? Da. Se apropie un an, pe 15 mai, luna viitoare, se apropie un an. A fost o încercare foarte grea, vă dați seama. Fratele meu a plecat pentru că n-a știut niciodată să spună nu și pentru că în acea zi a lăsat tot ce făcea, păruia efectiv pereții casei sale de la Râșnov. A lăsat ceea ce făcea cu verii lui, care erau atunci în vizită acolo, și a răspuns apelului unui om. Un angajat al acelei persoane nu mai putea să-l însoțească într-o călătorie cu avionul la Constanța și fratele meu a fost rugat, invitat, să vină cu, da, în această călătorie. Urmând să vină la Constanța pentru câteva ore, persoana respectivă avea ceva desemnat, am înțeles, la un notar, dacă am înțeles corect, și apoi să se întoarcă la Râșnov. Fratele meu fusese acasă la Constanța, la fetițele lui, la mama, la noi, ne văzusem, nu avea niciun motiv să vină în acea perioadă, deci, repet, doar ce ne vizitase și, practic, a făcut acest lucru în drumul său spre ultima călătorie. Fratele meu a fost un mare iubitor al muntelui și acolo, pe munte, s-a dus. Era neoficial un ghid extraordinar al Râșnovului, al munților Carpați, al Brașovului, al României.
deși el nu se ocupa cu turismul inițial, însă devenise o gazdă extraordinar de primitoare pentru oricine vizita acea zonă și era un împătimit al crestelor munților și al văzducului acesta. Și iată că Dumnezeu l-a chemat acolo. Eu am ținut să avem slujba necesară, desigur, așa cum se face, nu? În tradiția noastră la ortodoxi, însă predicile părintelui pe care l-am avut fiecare seară la cele necesare au fost centrate exact și pe ideea pe care eu o cred. Eu cred că, practic, a trebuit să fim cu toții puternici ca să-l însoțim pe acest drum. A plecat într-o călătorie, așa consider și acum. Știu sigur că ne veghează de acolo și că este în grădina Domnului, acolo unde Dumnezeu a avut nevoie de el, la 50 de ani, dar iată, Dumnezeu a avut nevoie de el. Și pentru că n-a putut să-și ia rămas bun de la toți, el fiind întotdeauna în marea noastră familie, cel care ne reunea, cel care ne înveselea, cel care era, să zicem așa, responsabil cu orice glumă, cu orice, poznă, cu orice șotie, da? El era practic cel care ne aduna pe toți, da? Rudele din partea mamei, rudele din partea tatălui și așa mai departe. Și ne-a adunat pe toți pentru ultima oară, într-adevăr, ne-am reunit cu toții pentru a-l însoți pe el în acest drum, în care am rugat pe toți să-l însoțim cu veselie, cu bucurie, pentru că așa și-ar fi dorit și el și pentru că sunt convinsă că trecerea aceasta către o altă lume, da, este doar o trecere, așa cum spuneam. Eu cred, sigur, repet, că el de acolo de sus ne veghează și doar că nu mai este aici, da, lângă noi, așa încât să-l putem efectiv vedea. A fost o încercare foarte grea. A venit așa ca un trăsnet, știți, ca o lovitură pur și simplu. Deci așteptat, așa este. Am avut în ultimii ani, repet, câteva cumpene, să spun așa, oarecum dramatice în viața mea. Din păcate și fratele meu a trecut prin aceste cumpene. Ne-au marcat cumva, însă este și, repet, motivul pentru care eu m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu și cred că ceea ce hotărăște Dumnezeu este bine cumpănit și bine ales. Iar noi, repet, ne împăcăm cu ceea ce Dumnezeu hotărăște, primim ceea ce Dumnezeu hotărăște. Mintea, cred că trebuie să rămână permanent deschisă, să înțelegem, să acceptăm și așa cum mă știu eu, o luptătoare și practic optimistă și o persoană care luptă foarte mult pentru viață, știu sigur că există viață și mai departe, așa încât fratele meu este sigur bine acolo și probabil că ascultă ceea ce vorbim acum despre el. Da, vă mulțumesc că mi-ați răspuns la această întrebare. Mă iertați că am îndrăznit, dar este un exemplu de cum să interpretăm în cheie creștină această întâmplare tragică. A venit la un moment neașteptat, el s-a prăbușit cu trupul pe pământ, dar cu sufletul s-a înălțat la cer. Dar noi acum ce așteptăm? Înălțarea Domnului, care ne-a promis că dacă El a înviat și noi vom învia, deci nimeni nu moare vreodată, sufletul niciodată. Trupul e la locul lui, dar sufletul, și să avem nădejde toți, că acum trecem prin momente grele. Sunt unii care vor pleca la Domnul mai devreme, datorită acestui coronavirus pe numele lui COVID-19, și o să fie cam de tristă amintire pentru mulți, dar trebuie să ne încurajăm că odată ce ne-am născut, trebuie să și plecăm. Deci din momentul în care ne-am născut, viața noastră se scurtează, doamna Corina. Corect. Deci să-și imagineze cineva că dacă ne-am născut deja, noi vom trăi veșnic aici pe pământ. Când părintele Arsenie Boca spunea să nu-și imagineze cineva că va trăi în împărăția care n-a trăit-o aici pe pământ. Și atunci ne întoarcem la credință. Acum este perioada aceasta minunată în care putem să citim un acatist, putem să mergem, în inima noastră, să călătorim, cu mintea putem călători oriunde. Și pentru că am discutat despre călătorie, revin la călătorie, am citit recent un interviu al dumneavoastră și unde ați spus că există viață după coronavirus. De asta ne spuneți și prietenilor, există șansa unei relansări a turismului după? Și dacă da,
Cam pe când preconizați? Da. Eu cred că România abia așteaptă să iasă din case, dar nu doar să iasă din case, să se întâlnească cu prietenii, să ajungă la locurile de muncă, ci să fugă măcar un weekend, pentru început măcar un weekend, până la o vacanță mai mare în care o să ne asigurăm noi că putem să plecăm mai multe zile. Eu cred în al doilea rând că românii vor alege mai mult România în acest an. Din motive de siguranță, desigur, poate că e clar în primul rând, dar cu toții în aceste momente cred că ne întoarcem, așa cum spuneam și mai devreme, spre acasă al nostru. Și acasă al nostru înseamnă și să cumpărăm produse românești, să mergem în vacanță, iată, în România, să facem lucruri cumpărând de la români sau da, de la firmele românești, astfel încât să ajutăm cu toții economia națională. Vedem cu toții în jurul nostru că celelalte state, evident, da, se ocupă de interesele economiei proprii naționale. Este ceea ce trebuie să facă România. Și atunci, credința mea și mesajul meu ca președinte al Federației și al colegilor pe care îi reprezint este fără îndoială acesta. Românii vor rămâne mai mult în România în acest an, își vor redescoperi mai mult țara. Probabil că acest lucru nu se va face imediat, deși știm, românilor le place să călătorească, le plac vacanțele, le place să meargă cu prietenii oriunde, da? Cred că nu vor rămâne în continuare în casă, cred că nu vor rămâne doar în orașul lor, cred că vor prinde prima ocazie să fugă până la mare, să fugă până la munte, fiecare unde este mai aproape. Apoi să-și planifice, repet, vacanța cea mai mare, după ce se vor asigura că totul este bine. Să nu uităm că guvernul a acceptat propunerea noastră, a federației noastre și a celorlalți colegi, de a prelungi valabilitatea tichetelor de vacanță, care erau emise anul trecut, dar pe care românii nu apucaseră să le cheltuiască. Nu știa nimeni că vine coronavirus acum în România și nu o să mai apucăm să mergem de Paște undeva în vacanță în România. Și atunci a fost necesară această primă măsură, nu era niciun cost pentru guvernul României și atunci efectiv s-a prelungit valabilitatea cu încă un an. Deci cei care nu le-au folosit le vor putea folosi. Unde? În România. 2. Am cerut apoi emiterea imediată a tichetelor de vacanță aferente acestui an, 2020, pentru că românii în criză, sincer, vor rămâne cu resurse limitate. Da? Practic nu mai avem bani, nu sunt bani nici pentru vacanță, evident, dacă abia sunt bani pentru mâncare sau medicamente. Și atunci, aceste etichete de vacanță pe 2020 înseamnă un imbold, un îndemn. Iată, am primit 1450 de ron să-i cheltuiesc în România. Hai să mergem, luăm copiii și plecăm până la Mamaia sau la Sinaia. Bun. Deci există două motive cel puțin. În afară de motivul natural, sănătos, de a ieși din casă și de a pleca oriunde undeva. Poate că nu ne vom mai îmbulzi în stațiuni cu o densitate mare, da, de turiști sau în resorturi foarte mari. Și vom alege mai mult pensiunile, cu mai puține camere, cu mai mult spațiu în aer liber, agroturismul, zonele de nișă, Crisura Dunării, Delta Dunării, da? Zonele de munte, dar repet, nu extraordinar de aglomerate, de dense, da? Însă, eu repet, cred că imediat ce se va putea călători, românii vor alege să facă asta și mai ales, repet, în România. Există și un scenariu la care lucrăm împreună cu guvernul, încă încercăm să convingem guvernul să ne sprijine pentru ca să nu rambursăm bani românilor care plătiseră vacanțe, ci tichete de vacanță pe care să le poată folosi în România. Deci iată statul să ne ajute să întoarcă banii pe care nu dorim ca românii să-i piardă, plătiți înainte în avans pentru Bulgaria, pentru Turcia, pentru Spania, pentru Egipt, știu eu. Acești bani să fie susținuți de guvern, cum se întâmplă în alte țări, dar sub formă de tichete de vacanță care să-i ducă pe români de fapt în țara lor. Da? Este un an de restricții. Este un an în care înțelegem cu toții să facem și economii și sacrificii, să ne asumăm și să acceptăm greutățile prin care suntem nevoiți să trecem, dar un an din care trebuie să învățăm foarte mult și să ne replanificăm și să ne reorganizăm întreaga viață, desigur și vacanță. Da, e foarte important ce ne-ați spus și prietenii noștri acum sigur știu ce au de făcut, pentru că noi am întâmpinat mereu probleme cu a aduce banii în România, în casele noastre, în produsele românești. N-avem nimic cu produsele celelalte, Doamne ferește,
dar e bine să ne uităm și la micii meșteșugari, și la agențiile noastre de turism, și la orice ține de România, pentru că trăim aici și trebuie să ne susținem unii pe alții. Eu vreau să spun că și diaspora este foarte importantă și ei pot să contribuie așa cum au făcut-o atâția ani de zile, în continuare, prin cumpărarea de, eu știu, pelerinaje, călătorii și vacanțe, cum ziceți dumneavoastră, da? Mie îmi place cuvântul vacanță de la școală, știți? Dar eu de când am terminat școala n-am mai avut vacanță. Tuturor ne plac vacanțele. Așa este. Ne dorim o vacanță și care ar fi primul lucru care l-ați face după ridicarea restricțiilor militare? Pentru că interviul rămâne să spune că suntem în vârf de epidemie, să dea domnul ăsta să fie vârful și să scadă. Și mă gândesc acum, fiecare are un gând, ce vom face imediat după ridicarea restricțiilor militare. Să știți că abia aștept să mi reîntâlnesc prietenele, prietenii de suflet, pentru că nu ne putem vedea în această perioadă decât, uite, online, și să merg la biserică. Să merg la biserică, îmi doresc chiar foarte mult, de mulțumire lui Dumnezeu. Și desigur, abia aștept să ajungem cu toții înapoi, da, la fabrica de vacanțe pentru români, pentru toți cei care vor să călătorească în România și oriunde. Dar aveam și foarte multe grupuri, chiar aveam un grup de Paște, 120 de medici din Turcia, un circuit în România, și iată că a trebuit să-l decalăm pentru octombrie. Este doar un exemplu de ceea ce facem noi la agenție, pentru că nu ne ocupăm doar de vacanțele românilor, ci aducem turiști străini în România și încercăm să le prezentăm și să le promovăm ce avem mai frumos. Abia aștept să mă ocup în continuare de visele de vacanță ale oricui și, repet, să-mi întâlnesc prietenii, să fim liberi pe stradă, să putem merge oriunde ne gândim, pentru că până la urmă această libertate de mișcare, iată, ne-a fost îngrădită, repet, tocmai ca lecție. Și să reînvățăm cu toții, așa cum spuneam, da, să ne organizăm altfel viața, credința, sufletul și, bineînțeles, fiecare zi și fiecare lucru pe care îl facem. Da, să dea Domnul să auzim numai de bine, dar nu închei acest minunat interviu. Eu mă simt foarte încărcat pozitiv acum, efectiv, și vă mulțumesc. Până nu ne spuneți cum este cu pasiunea noastră pentru muzică. Pentru că v-am auzit cântând în diferite locații, la diferite evenimente, în mașină. Deci, cu drag, când intru pe pagina noastră de Facebook, mă aud câte o melodie și îmi crește inima când văd că debordați de energia aceasta pozitivă. Spuneți-ne, cu muzica, cum ești profesionistă? Că, sincer, nu știu. Nu. Bine, am cântat la cor la școală, în corul, da, oficial, să spunem, al județului, pe vremea noastră a pionierilor, da? Da, suntem de seamă, știu ce ziceți, că suntem de seamă. Am făcut din asta o carieră, nu m-am gândit la asta, sincer, până cu câțiva ani în urmă, când la întâlnirile noastre cu colegii de la ANAT, la patronat sau știu eu, deci practic între colegi și apoi ulterior între prieteni, am cântat și eu, poate era o formație în restaurant și poate am cântat așa la masă, cum s-ar spune, nu? Încet, încet, practic, colegii, prietenii, cei care mă ascultau, îmi spuneau: dar tu de ce nu cânti? Și cât de frumos cânti. Mi-a luat ceva timp, adică abia acum vreo 9 ani, să iau microfonul, da, de la formație într-un restaurant și să încerc timid să cânt eu la microfon. De atunci, mă rog, din rugămințile prietenilor de a le cânta, am ajuns practic, să zic așa, să fac asta simplu, natural, și într-un loc în care mă aflu pur și simplu, da, și nu cunosc formația care cântă sau nu cunosc, nu este seara mea sau evenimentul meu, însă îmi place extraordinar de tare să cânt. Cânt cu foarte mare pasiune și credință. Pur și simplu simt această nevoie să cânt și atunci când aud o melodie care îmi place sau pe care o știu, repet, încep să cânt. Se întâmplă să fac asta tot mai des, da, și în mașină, și la birou, și într-un live pe Facebook, și repet în multe evenimente. Între timp, evident, muzica m-a apropiat și de oameni din această industrie și, evident, am mai cântat, așa, dar, repet, pur și simplu, da,
din pasiune și probabil că place și sigur, sigur că am voce din moment ce oamenii spun că transmit. Sigur, auzim cu toții voci care cântă, da? Persoane care cântă și fac asta viața de zi cu zi, nu toți reușesc să transmită. Eu probabil că transmit, dacă se întâmplă așa spun cei care mă ascultă și în general așa mi se spune, dar știu sigur un lucru, când pur și simplu, efectiv, repet, fără să programez asta, când pur și simplu din suflet, poate că și de aceea transmit și fac asta cu mare bucurie de câte ori sunt rugată, de câte ori sunt invitată, să spunem, să fac asta, deși nu profesez în această industrie și nu am făcut din asta, repet, da, un scop pentru a trăi. Însă muzica e o parte foarte importantă din viața mea și dacă sunt foarte fericită și dacă sunt tristă și dacă am și eu momentele mele de îndoială, poate de deznădejde, știu, nu-i place lui Dumnezeu deznădejdea, dar cu toții avem și temere, avem anumite îndoieli în anumite momente până ne găsim pasul acela de care este nevoie. Și muzica mă ajută foarte mult. Nu iubesc un singur stil de muzică. Vreau să vă spun că ascult foarte multe genuri muzicale. Nu sunt de acord cu cei care spun asta nu sau asta nu. Bine, hard rock, să vă spun sincer, nu ascult. Dar îmi place și muzica multor popoare. Îmi plac instrumentele foarte mult. Ascult foarte multă muzică și cânt la rândul meu. Muzica grecilor, de exemplu, mă pasionează. Îmi plac sunetele și sunetul muzicii în general. Eu cred că rezonează foarte bine cu sunetul sufletului meu. Vedeți, am avut dreptate când am ales fraza de început că sunteți un om care iubește viața. Viața înseamnă mișcare, înseamnă muzică, înseamnă dans. Spunea un părinte, un preot, că muzica și dansul stimulează sistemul imunitar. Asta spun și doctorii. Da. Deci asta că nu stați, să nu fim triști. Vedeți, mulți creștini în post înainte stăteau și erau foarte triști, că e postul. Dar postul nu înseamnă tristețe, înseamnă bucurie, bucuria de a posti. Să revenim la asta. Și apropo de ce ați spus, eu știu ce simțăminte aveți atunci când cântați, pentru că am avut o formație și am cântat. Și da? Știu ce înseamnă asta. Da, formația Macos și am lansat piesa Eclipsa când a avut loc eclipsa de soare, eclipsa totală de soare. Și știți unde am fost când a fost eclipsa? Nu știți. La Mangalea, pe hotelul Siemens. Am avut, uite acum mi-am amintit, aveam contract la hotel, cântam acolo și cântam cu Gil Dobrica. Da, da, da. O dinască. Și venea și ne asculta, cine? Angela Similea. Wow. Da, ea era cu soțul ei, domnul Scurtu, și venea și lua masa acolo. Și noi repetam și aveam... ne era frică, efectiv, să repetăm, că era Angela Similea în fața noastră. Vă dați seama ce emoții puteam avea. Și ne-a prins eclipsa chiar acolo în Mangale, adică pe litoral. Nu o să uitați asta niciodată. Păi niciodată, pentru că, într-adevăr, nouă ni s-a schimbat viața chiar atunci. Da. Am vrut să spun cu chestiunea asta. Eu am lansat un proiect de promovare a stațiunii Covasna prin art. Se numește I Love Stațiunea Covasna. Și am fost cu acest proiect în țară și în străinătate. Cum? Nu pictând. I-am zis eu ce știu să fac. Pictez, da? Am pictat tablouri elocvente din stațiune și cu ele am plecat în lume. Foarte multă lume nu știa că există orașul Covasna, că există stațiunea Covasna, doar județul Covasna. Și pe mine m-a contrariat. Deci nu putem lăsa așa. Este stațiunea Covasna cu ape minerale, cu tot ce ține. Nu povestesc acum în interviu. Dar vreau să vă spun că acest proiect a prins și vreau să vă dau o idee. Dumneavoastră, având și talentul ăsta de a aduna oamenii, de a promova, pentru că ați promovat Dobrogea, nu numai Constanța, nu numai, ați promovat România. Și la federația noastră, da, corect. Promovați în continuare. Noi am fost invitați la un tip de turist, internațional de turist de la București, de la Rome Expo, în 2015. Și am fost chiar în standul României. De ce pomeneți de aceste lucruri? Pentru că se pot face lucruri frumoase, chiar cu cântate, dacă doriți să cântați într-un asemenea proiect, sunteți invitata noastră. Da, mulțumesc! Foarte drag! Putem face lucruri inedite, pentru că nu e... Acum trebuie să arăți și multimedia și așa mai departe.
putem realiza lucruri frumoase cu aceste locuri de vis, pentru că România este o țară cu totul specială. Noi poate nu o vedem că trăim în ea, dar cum a zis dumneavoastră, doamna Corin, România este țara cea mai frumoasă. Așa este, așa este. Haideți să o promovăm, vă felicit pentru ce ați făcut. Toată inima, vă mulțumesc pentru interviu. Și sper că prietenii noștri să țină cont de sfaturile care le-ați dat, de indicațiile care le-ați dat acum în perioadă și să ne vedem cu bine și după. Abia aștept să văd noile icoane pe care le pictați. Vă urmăresc cu mare drag, cu mare drag. Și iscusința dumneavoastră ajunge și până aici la mine și la foarte mulți oameni, cei care vă admirăm operele, și abia aștept să ne și vedem în realitate, să ne cunoaștem și... Nu zic că după ce încheiem interviu o să vă invit la atelier. Vă mulțumesc! Cu mare drag, pentru că am avea ce povesti și vreau să spun că tot ce se vede pe Facebook, icoanele noastre sunt de fapt coproducție și soția mea, Maria Cornelia, pictează și împreună facem. Foarte interesant, fiecare icoană e coproducție, adică nu e o icoană cuiva. Și de aceea vă invit să vedeți cum lucrăm. Vă mulțumesc mare drag! Succes în turism, ținem legătura și să vă ajute Dumnezeu să aveți post binecuvântat în continuare și învierea Domnului să vă prindă fericită, bucuroasă și vă spun la mulți ani și Hristos a înviat. Adevărat a înviat! Paște în lumină! Amin! Doamne ajută, la revedere! Doamne ajută!